Aleea Sălaj 21, bloc 35, cartierul Rahova, București, fosta alee Frecăței. Poliția inspectează, dar caută altceva. Acolo ar fi văzut, dacă căuta atent, un simbol nazist interzis. Strada Pecineaga. Aceeași Rahova, sector 5. Am mai filmat aici svastici în anii trecuți. Am sesizat și primărie, sector 5. Nici o reacție. Intersecție cu strada Oltina. Și blocul cel avea mesaje rasiste. Acum se renovează. Halal și rușine. Administrația locală, administrația blocului, dacă ar fi intervenit măcar așa, și tot ar fi fost ceva, un semn că le pasă.